Vă salut umil la un nou clip în care fac ceva poate pointless. În acest moment am strâns suficiente picuri pentru a deschide picul de top 50 de pe market cu 6000 de daily picuri. Cum se numeau bă punctele astea? Că am zis că am strâns picuri, dar ele se numesc market pick tokens. Deci n-am greșit prea mult, dar pick, zic pick și la pick. Zic pic și la punctele cu care deschid picul. Prea mult pic pentru o seară așa de joi, azi, vineri, nu mai știu ce zi este astăzi. Însă vreau să văd așa rapid pe market what is happening right now. Cam ce aș vrea eu și m-ar ajuta și ar fi win-ă din picul ăsta cu top 50 de pe market. Habar n-am, ar fi ceva de peste 200 de milioane, zic eu. Și nu sunt atât de multe opțiuni, nu prea sunt multe opțiuni deloc, adică e una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Sunt șapte bărbați în acest moment, care m-ar mulțumi extrem de mult dacă ar veni de acolo. Stai că nu erau sub, erau, sau nu, acum la două. De ce eram sigur că i-am văzut și pe ei sub 200 de milioane pe Ronaldo și pe Messi și pe Mbappé? Eram aproape sigur că am văzut că aveau prețul mai low de atât. Sau poate mă uitasem eu la cardurile astea normale, nu. Deci mai sunt câteva, un Sui, un Messi, un Mbappé din ăsta. Mai au și ei prețuri din astea, mai high acolo. Dar să vedem cu ce ne învrednicim noi de la picul de top 50. Dumneavoastră dați like, abonați-vă la acest canal minunat. Am trecut și de 40.000, vă mulțumesc enorm, nu sunt eu omul care să caut nu știu ce cifre, să caut targetul, să mă închin, să vă zic constant, hai abonați-vă să facem nu știu câți followeri, zic în mod normal, clasic, să dați like și să vă abonați, atâta, da. E doar simbolic pentru mine cifra aia, înseamnă că fac bine ce fac și că sunt oameni care apreciază ceea ce fac, which is great, și mă încurajează să continui să fac treaba asta, nu? E un mic așa factor motivator, dar nu e ceva ceresc. Gata cu vorbăraia, dăm în picul ăsta și să vedem care sunt cele patru opțiuni. Messi, Lamine Yamal, Cucurella și KDB, patru super mega jucători. Mi-a dat greu doamna profesoară la matematică astăzi, o să merg pe market să-i văd pe toți 30 și KDB cred că instant cade. Drept opțiune, cred că la mine amal n-am văzut fiind cel mai scump, dar mergem să ne asigurăm cu curela la mine amal și Mesica. Patru opțiuni superbe, nu o să mint, îmi place ce văd eu acolo și hai să vedem. La mine amal, 230 de milioane luăm pe el, Legereanis, cu curela, 130, deci pe dumnealui nu luăm. Și rămâne pe Mesică să-l verificăm, care, uite, da, ziceam bine, deci eu pe Mesică ăsta l-am văzut că e sub 200 de milioane de la Copa America, practic. Opțiunea este la Lamine Yamal, cumva s-a adeverit, m-au auzit zeii de la EA Sports și mi-au dat un card de peste 200 de milioane de coins pe care să-l vând și cu care să fiu mulțumit oarecum că mi-a venit de la acest pic. Am zis, era destul de greut totuși să-ți vină vreun card din ăsta de peste 200 de milioane la cum este situația pe market în acest moment, că mă și bâlbui cu carduri de 100-101 VR care sunt la 100 de milioane și chiar sub 100 de milioane unele. Absolut insane, domnule Lamine Yamal, ia vină tu încoa. Dar nu știu dacă să-l vând direct sau nu, am o mică teorie, cumva fix când și-au dat refresh aceste picuri în primele zile, a fost o situație insane pe market, când am deschis și eu picurile de top 500 și multe carduri gen erau la 500-400 de oferte de vânzare pe market și tot scădea prețul, acum situația pe market s-a stabilizat și mă gândesc că cea mai mare parte a jucătorilor care deschid picurile astea top 500, top 50, mă gândesc că deja le-au deschis și cumva de aici până se refreshuiesc iarăși picurile, mă gândesc că o să urmărim o mică creștere a prețurilor pe market la anumite carduri, nu la toate, evident. Nu știu dacă teoria mea este una
reală sau nu, momentan încă toți suntem pe scădere. Dar parcă nici nu vreau să mă risc să stau să mă aștept poate vreo săptămână să văd ce se întâmplă. Îl vindem direct pe domnul Yamin Yamal. Hai să lăsăm. Stai așa, tată, că nu vreau să-l cumpăr. Vreau să-l vând pe al meu. Wait a second, că era să fac o prostie pe care am făcut-o. Pe FIFA Mobile, nu mi-amintesc cu car... Mi se pare cu Cantona. Era un car ceva lui Cantona de 110 UFR și eu tot am vrut să îl vând pe al meu cumva. Dar tot m-am uitat nu știu de ce pe search, pe market și l-am cumpărat. Și aveam gen 2 de Cantona pe care am vândut ulterior și cumva tot cu taxa aia de 10% a ieșit că am pierdut vreo 15-20 de milioane de coins sau ceva de genul. Nu foarte mult cât să mă usture poporețul, dar suficient de mult cât să doară totuși acea mică greșeluță. Domnul Yamin Yamal cu capul care îi crește din cocoașă. Foarte mișto a venit walkout-ul său și mergem direct să-l vindem. Îl punem la prețul maxim din acest moment, 248 de milioane, văd că nu sunt alte oferte de vânzare și ar trebui să plece în lumea mare destul de lejer. Puțină distracție, ia să vedem noi aici, la head to head. Acum următoarea mutare, am zis că îl doresc extrem de mult pe Eusebio, la echipa mea și dacă tot l-am vândut, uite, pe ăsta, la Miniamal, că nu venea. Mi s-a schimbat camera? What? De ce? Deci îl vând pe la Miniamal cu taxa aia, să zicem că iau grosomodo 200 de milioane, deci am aproape 400 de milioane în total pe cont. Stai, dar eu n-am luat încă ăștia coin și pe Gullit. Nu mai știu cu cât l-am vândut, tot un 200 de milioane aproape, dacă nu mă înșel. Iar și taxa de 10%, deci am peste un 550 de milioane de fapt, dacă stau să mă gândesc că cash. Să mai vedem cum se comportă, frumos sau urât. E băiat cu minte, ăsta e Eusebio acolo pe market și independența de situația sa, a prețului sau mai bine spus, aș putea să-l cumpăr deja. Să-l cumpăr, să-l aduc la echipă și lejer cu el, cu un rank 3, aș face 104, cred, și la echipă. Ar fi frumos, nu? Salah, un șut de la distanță, cu dreptul, n-a vrut să intre din prima, dar hai să jucăm serios acest match. Că eu cumva jucam așa pe fundal, eram concentrat pe a vorbi, a trâncânii acolo. Ok, și aveți ce face omul meu scheme. Dar pasa cui? Nu fugea Casper acolo? Nu era Usain Bolt? Un fel de Casper aka Usain Bolt pe flanc? Să fugă? Să ia pasele la el? Da. Ce fac mișto de pasa lui, că fac și eu din astea greșeli. Nu mai face mișto de adversar răule. Ulala, ce bine putea să meargă pasa aia spre Vieira, care pornea spre o demarcare surprinzătoare. Deci super jucător ce este el, însă n-am apucat să dau drumul la minge la timp. Dă-i acolo la distanță, Salah. Ce monumental s-a pus Roberto Carlos instanță, minchid acolo culoarul. Și acest Nesta aici, n-am fost atent ce varianta lui Nesta are. Dar nici nu știu, care e ultima variantă cea mai mare gen al lui Nesta? Are ceva 98-99, cred că n-are 100-101, nu, din ce țin eu minte. Nu vrea să mă lasă să marchez, am mai avut câteva șanse, niște rebounduri acolo norocoase pentru el și tot n-a marcat. Să vezi că marchează el acum, pe ultima... Mamă, m-am speriat, ce power shot așa rapid parcă l-a dat? Nu mi-a ghișit, nu mi-a ghișit colțul. Era să o comit așa puțin tel pe aici. Așa, bine, l-am trimis puțin tel pe Roberto Carlos la plimbare, dar tot n-am parcă spațiul ăla. Și Maldini monumental acolo. Și el, foarte, foarte bun, dar uite acum. Nu așa pasa, da, am vrut pasă în față, dar nu chiar așa. Mamă, ce prostie, era o fază extrem de bună ca să dau primul gol și să-mi asigur victoria în acest match, însă nu s-a putut întâmpla. Din păcate.
Mai am timp, mai am timp, mai am timp. Prelungire, domnul arbitru. Prelungire, te rog un minut măcar să termin faza asta. 0-0. Se încheie. Suntem oameni cu obrăjoră și nu putem să lăsăm oamenii să plece așa de pe clip fără să vadă un super win. Are echipa mai slăbuță, 99, nu? Ratingul față de-a mea cu 103. Deci la echipă sunt peste el, să vedem dacă și la skill. Și o să mă laud totuși comunității că uite ce bine joc eu și ce frumos și ce bravo sunt. Și am câștigat un match. Să vă arăt pe clip. Să demonstrez ce bravo și frumos sunt, dar nu așa. L-am lăsat să-și facă de cap. Însă m-a salvat acolo. În cine a fost rebound-ul, n-a fost atent. Acolo la shoot, nu ulterior deja cine a recuperat mingea. Mueller, what was this? Te rog eu, explicație video în scris. Cum vrei dumitale după meciul ăsta să văd? Cum a lăsat așa balonul pur și simplu? Puțin ciudățel, nu zic. Nu, luăm în viteză puțin așa pe Maldini. Îl luăm așa în viteză. Da, am vrut să intru cu mingea în poartă pur și simplu. Ce rebound norocos, bă, pentru el. Și cum a băgat-o înapoi Salah din unghiul ăla. Că se repliase deja portarul meu, dar tot n-a putut să scoată. Și Michael, urât acolo. Un shoot de la Mueller și echilibrăm situația instantaneu. După reînceperea jocului de la mijlocul terenului, ceea ce nu e rău deloc. I-am arătat că putem și noi, dar să mă pun înapoi pe balance. Și cât m-am pus eu înapoi pe balance, l-am lăsat să plece. Ție șuturi de la distanță aia cu acel Salah să intre în poartă, dar chiar și dacă era un car mai bun decât acel Salah al tău, rivals, oricum, greu să intre, greu spre imposibil. Frumos aici, putem să scăpăm pe viteză cu cineva din ăștia, din jucătorii mei minunați, nu prea putem totuși. Aici am încărcat-o și eu prea mult, dar și tu, Mueller, parcă te știa mai bine pe șuturi și chiar dacă încărcam atât de mult, le mai nimereai cât de cât, dar asta s-a dus pe urlați rău de tot. Balonul acesta, nu mă așteptam din partea ta la așa gameplay. Și mai devreme când ai lăsat pur și simplu balonul adversar, mai devreme gen la început de meci. Și am zis că am nevoie de explicație în scris. Nu știu ce să zic. Bine, m-am întors acolo cu Salah. Am încercat să mă repliez cu Maldini sau pe cine aveam eu. Da, m-a rupt. A jucat-o mai bine băiatul și chiar dacă avea echipa puțin mai slabă, n-a poftim. Că mă conduce 2-1 în acest moment. Că Mueller mă și îngropase acolo la două faze și acum iar m-a îngropat. De ce a așteptat atâta? Eu de cât i-am dat să facă ceva cu balonul ăla? Come on! De când ți-am dat să faci ceva cu acel balon? Nici Veyran n-a putut să marcheze. Mă salvează un corner acum să obținem măcar egalitatea. Cam mă salvează, noroc de Maldini cu Saliba, cei doi tanci, cei doi brazi de 700 de kilometri înălțime, mă salvează. Bă, ce greu a fost să-i dau un gol ăstuia, absolut insane, și n-am lăsat reluarea, dar pur și simplu o cursă cu Mbappé. El a crezut că o să dau pasă și a scos un fudaș acolo de pe centru și am putut să pătrund ca să marchez finally, dar a fost gen doar pe contra, el recupera eu mingea, atacam. O recupera el instant, ataca și tot așa. Am stat în priză tot acest match. Wild. Sunt curios la statistici. Nu știu cum arată statisticile, sincer. N-am putut să-mi dau seama. L-am dominat. A fost doar pe contre. Ce s-a întâmplat? Habar nu am. Vreau să văd. Da, n-a avut niciun shoot el pe poartă. Nici așa pur și simplu. Dar am simțit presiunea lui cumva. Dar cred că am recuperat baloanele acolo atunci când trebuia. Bine, cu victoria, mulțumesc pentru prezență, nu uitați de acel like veșnic și etern. Veșnic și etern e același lucru, știu. Ne auzim data viitoare. Bye bye.